Astăzi vom vorbi cu domnul dr. Bogdan Istrate de la Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie despre rezistența la insulină. Ce este insulina? Bună ziua! Insulina este un hormon cu rol esențial în controlul nivelului de glucoză din sânge. Rezistența la insulină este strâns legată de prediabet și de diabetul de tip 2. Persoanele afectate dezvoltă în timp intoleranță, hormonul devenind astfel mai puțin eficient în absorbția glucozei. Acest lucru crescând riscul apariției diabetului. Factorii de risc a insulinei rezistente sunt excesul ponderal, vârsta de peste 45 de ani în general, istoricul familial, lipsa activității fizice, o alimentație bogată în grăsimi și glucide, anumite medicamente precum hormonii steroizi, unele medicamente pentru tensiune arterială, unele medicamente psihiatrice, tulburări hormonale. Cum se instalează rezistența asta la insulină? Ea apare treptat, nu este ceva ce să percepem clinic prin analizele de sânge. Și în funcție de acel set de analize, medicul poate recomanda un set de analize suplimentar. Cum putem reduce riscul de a dezvolta rezistența la insulină? Ar fi scăderea în greutate, modificarea stilului alimentar, da? Mișcarea, da? Și renunțarea la fumat. Unde vă găsesc pacienții? Pacienții mă pot găsi în Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie din Bulevardul Verturii, numărul 81. Vă mulțumim! Cu drag!